încă nu a dezvăluit de ce a venit în casa mireasa, dar le-a oferit niște sfaturi concurenților și spunea că e foarte important să fie ei și să-și arate toate reacțiile. Pentru că, de exemplu, dacă în casă stătea Dima lângă scaun și era foarte reticent cu fiecare fată sau la petreceri nu se distra, atunci când ieșea afară și se întâmpla să nu mai aibă rețineri și să fie așa cum este el, atunci ar fi fost un șoc pentru o parteneră și de aceea zicea că el la petrecere era pe mese, arunca cu șervețele, era sociabil, exact așa cum este și afară, tocmai asta le supunea și concurenților să facă, să fie reali și în cazul petrecerii de mâine de la petrecerea burlacilor, să se distreze și să fie ei. De asemenea, mai spunea că trebuie să fie real și în ceea ce privește acea relație și viitoare căsnicie și să se gândească și la susținători, pentru că în cazul în care se vor despărți afară, aceștia vor suferi poate mai mult decât suferă chiar cei implicați, pentru că susținătorii consideră cumva că sunt de parcă iar cunoaște personal pe concurenți, sunt alături de ei 24 din 24 și suferința va fi foarte mare.